Bună ziua! La Vama Vremii, astăzi, o ediție de început de martie. Evident, am reușit în platou să invit pentru dumneavoastră special o distinsă doamnă. E vorba de doamna Olimpia Doru. Iată, o doamnă de succes, o doamnă implicată în afaceri, o doamnă de acțiune, de opinie, vicepreședinte la Asociația Oamenilor de Afaceri. Să rămână și vă mulțumim că sunteți lângă noi în aceste zile de martie. Bună seara, bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc mult pentru invitație. Referitor la o doamnă de succes, nu știu dacă este chiar cea mai reușită. Sunt un om normal, sunt o femeie ca multe alte femei din județul nostru și din țara noastră. Sunt un om normal. Doamna Olimpia Doru, apropo de succes, știți că, sincer, mă gândeam pe drum când veneam către emisiune și mă gândesc frecvent. Mi-ar fi plăcut, recunosc, că să pot să invit și să accepte și o doamnă care este în afara succesului, pentru că ele formează, din păcate, majoritatea în această țară. Dar vedeți, dumneavoastră, e un nonsens. Ca să ai succes, mai întâi trebuie să ai curajul și să ieși, să ai acțiune, ceea ce la dumneavoastră se întâmplă. La celelalte, nu. Eu cred că orice femeie care îndrăznește acum, în aceste vremuri, dar și celelalte femei care sunt mame, în special mă adresez mamelor de data aceasta, au succes. Ele pot, chiar dacă nu vin la aceste emisiuni, și ar fi chiar foarte potrivit să le invitați. Ați fi extrem de surprinși câte lucruri sau câte lucruri din categoria de succes puteți să găsiți la o mamă simplă. Faptul că își educă un copil este o femeie de succes. Nici nu este nevoie neapărat să existe o diplomă sau o recunoaștere. Faptul că îți educi un copil este un mare succes. Mare lucru. E o afirmație prețioasă, într-adevăr. Constat, apropo, că sunt doamne care nu mai au curajul să devină mămici. Apropo de această poveste frumoasă, da, de a fi așa mămică. Este trist ce se întâmplă, pentru că au început să pună mai înainte de toate cariera. Își doresc să aibă o continuitate și să se dezvolte multe din ele la nivel personal. Dar și spun asta pentru că și eu am o fată care are o fetiță, cum spun eu, are 27 de ani și tocmai s-a căsătorit și toată lumea mă întreabă imediat nepoței. Deci deja de câte ori merg la un eveniment, când apar nepoții. Și mă uit și îmi spune aceste lucruri, că trebuie să mai așteptăm, deși aș îndrăzni să spun tuturor domnișoarelor că momentul acesta vine și nu trebuie să fii neapărat pregătit psihologic sau material pentru un asemenea eveniment. Minunea de a avea bunătatea, Dumnezeu să te bucure printr-un copil, cred că este momentul să o trăiască. Dacă ar îndrăzni să facă un copil mai devreme de a avea carieră, mai devreme de a avea o situație materială stabilă, ar vedea că sunt multe alte lucruri care se întâmplă după ce devii mamă, care au valoare cu adevărat. Chiar mi-aș dori să încerce aceste sentimente, pentru că te transform și recunosc, nici eu la momentul când am rămas însărcinată, nu mă gândeam și nu înțelegeam aceste lucruri și cred că până nu le trăiești, nu poți niciodată nici să te afli în situația respectivă, nici să spui ceva despre situația respectivă. Dar momentele pe care le trăiești și transformările care se produc în tânăra femeie după ce este mamă este ceva ce nu va putea să o pună niciodată la același nivel cu cariera, cu situația financiară sau cu toate lucrurile din jurul lor, care au valoare acum, la acest moment. Da.
Dumneavoastră ați făcut imprudența, ar zice cineva, sau mă rog, prin naturalețea de care, iată, văd că dați dovadă. Acum vă cunosc pentru prima dată, trebuie să știe cei care ne urmăresc că aici facem cunoștință. Ați pronunțat vârsta fetei dumneavoastră și ați atras automat de la mine un compliment. Adică n-aș fi crezut că puteți avea, deci iată, o fetiță de vârsta pe care ați pronunțat-o după înfățișare, ca să zic, da? Poftiți! Deci iată ce înseamnă sufletul. Sufletul este cel care îți dă vârsta. Sufletul tău interior este cel care ți arată vârsta adevărată. Să încurajăm pe tinerile, Doamne, să purcea de la a procrea, pentru că, iată, nu-i nimic rău în asta. Nu numai că nu este nimic rău, dar vor avea ocazia să cunoască sentimente atât de pure, de înălțătoare, cu care nu se vor mai întâlni în nicio altă situație. În nicio altă situație. A fi mamă chiar este o minune de la Dumnezeu. Da, constat, iată, de la începutul discuției noastre, dumneavoastră cu adevărat sunteți o femeie de acțiune. Mulțumesc. Am eu, chiar și în cartea pe care am adus-o special să vă dăruiesc, România, care contează, undeva o tabletă intitulată Formula Succesului, și atrag atenția că fără acțiune, rezultatul este zero în orice domeniu. Chiar dacă ai cunoștințe, cunoștințele trebuie mulțite cu acțiunea și rezultatul este dat de mărimea acestei valori, acțiune din această ecuație. Într-adevăr, dumneavoastră, iată, sunteți o femeie întreprinzătoare, ați dezvoltat o afacere, aveți locuri de muncă și întâmplarea face că am văzut în bordul dumneavoastră aveți, practic, numai doamne, dacă nu-l pun la socoteală pe asociatul dumneavoastră, soțul. Numai doamne, parcă așa a văzut. În bordul n-am văzut un bărbat. Așa este, aveți dreptate. Avem director acum de marketing, de resurse umane, de producție, de tot, sunt numai doamne. Avem acum doi colegi noi pe partea tehnică, dar vreau să revin la ceea ce a spus mai devreme. Inițiativa de a porni un business nu mi-aparține în totalitate. Este foarte adevărat că de copii și eu și soțul am avut cumva, ne-am născut cumva cu aceste lucruri și ne-am dorit mai mult de la noi și de la ceea ce facem. Mai mult pentru noi, pentru familia noastră și pentru cei din jurul nostru. Dar momentul efectiv al inițierii, al pornirii, dacă vreți, al demarării activității, a fost ideea soțului meu. Este, așa cum spun eu, s-a născut cu mirosul de unde vin banii și întotdeauna am spus și încă o dată și le îndemn toate doamnele să fie atente la ce se întâmplă jurul lor, te completezi întotdeauna. Întotdeauna am spus că așa cum se întâmplă și în familie, așa se întâmplă și într-un business, te completezi cu partenerul tău. Și la noi am spus că el este întotdeauna creierul și eu sunt sufletul. Într-adevăr, el are ideile, el vine cu ceea ce trebuie să schimbăm și eu împreună cu toată echipa, nu numai cea din bord, chiar și colegii mei care sunt în secție, pornim cumva să ajungem acolo unde ne-am planificat. Totul se face împreună. Da. Chiar dacă sunt femeie, chiar dacă susțin femeile, totul se face împreună. Nimeni nu poate să facă nimic singur. Fie într-o echipă, fie într-o echipa de acasă, fie oriunde în jur. Singur nu prea ești întreg, deci sunteți de acord că așa stau lucrurile. Cu siguranță, dar este. Femeie, mă iertați, o femeie, oricât ar fi de puternică, oricâte lucruri poate să schimbe singure, să știți că valoarea pe care ea o simte în interiorul este aceea atunci când este apreciată de bărbatul, de soțul, de iubitul, de prietenul de lângă ea. Atunci se simte completă. Asta este părerea mea. Și când mai socotim și copiii? Deci atunci când apar copiii, deja sunt convinsă că mămicile care au copiii mari sau mămicile sau bunicile mai degrabă știu ce înseamnă într-adevăr să fie o persoană împlinită, o persoană completă. Se spune că te căsătorești, de fapt astea sunt etapele vieții, ai o familie, apoi ai copii și apoi ai nepoți. Cred că este, din punctul meu de vedere, împlinirea unui om, indiferent că este femeie sau bărbat.
sunt suficient de curajoase, doamnele, în ziua de azi. Vedeți că nu întâmplător am remarcat faptul că dumneavoastră aveți bordul format în majoritate din femei, deci iată, le încredințați responsabilități, mai... competențe. Deci soțul meu spune așa, că femeile sunt mult mai puternice, mult mai pragmatice și duc lucrurile până la sfârșit. Faptul că în bord există numai doamne, există și datorită caracterului lui. Practic în bord, eu, după cum vedeți, tot timpul am alte activități, stau mai mult împreună și respectul și aprecierea de care se bucură ne-a ajutat pe toți. Una din doamnele cu care ați văzut-o acolo în bord și este director economic, colega mea, Dana Stanciu, este colega mea de la Vechiul Servici, cu care noi am pornit împreună construcția acestei firme. Visele de a construi și așa unde ne-am dorit, sunt împreună cu ea. Chiar dacă are doar o funcție acolo, face parte din noi. Nu luăm niciodată o decizie până nu ne consultăm cu ea și cu celelalte colege, indiferent de natura deciziei, de la financiară până la un produs nou. E bun, dumneavoastră evident ați reușit și vă comportați ca o femeie care a reușit, împlinită, ceea ce este foarte bine, felicitări. Însă cunoașteți cu siguranță în jurul dumneavoastră foarte multe femei care nu se plasează în această situație. De ce? Ce le recomandăm? Cum pot fi ajutate? Uneori își pun foarte multe bariere. De la început. Poate că provin din educație, poate că provin din familie, pentru că sunt mulți soți și eu am avut acasă de luptat la început cu aceste bariere. Avem o vârstă, am trăit cu o mentalitate, am purtat-o cu noi foarte mulți ani. Nu mai îndrăznesc acum. Nu mai îndrăznesc, aud într-adevăr, tocmai am fost la un eveniment la Asociația Oamenilor de Afaceri și am încercat să trezesc în doamne spiritul pe care l-au în interior. Trebuie să învețe să se cunoască mai bine și să se dezvolte în primul rând pe ele la interior. De ce? Pentru că femeia întotdeauna este cea care dă echilibru. Femeia este cea care dă căldura unei familii. Și soțul, și părinții, și socrii, și copiii, și nepoții, toți se îndreaptă către femeia mamă. Femeia mamă este cea care ajută, care este mediatorul, care este liantul, dacă vreți, a tot ceea ce se întâmplă în familia respectivă. În momentul în care o femeie este fericită, se cunoaște foarte bine în interiorul ei, se vede acest lucru. Atunci toată lumea în jur se transformă pur și simplu. Le rog pe doamne să-și descopere bucuria și iubirea pe care au în interior. Chiar dacă trăim vremuri dificile, chiar dacă întâmpinăm poate un necaz cu unul din copiii noștri, chiar dacă poate acasă lucrurile se întâmplă, suntem femei și este normal ca uneori să avem discuții. Trebuie să vă opriți în fiecare seară și să vă gândiți că până la urmă voi sunteți seva acelei familii. De la voi pleacă totul. De la voi, apropo de suflet, frumusețea unei femei se află în interiorul ei, în sufletul ei și în ceea ce se vede în exterior. Cunosc foarte multe femei care au toate calitățile necesare de a fi aici în locul meu. Absolut toate. Da, mă bucur să spuneți acest lucru, doamnă Olimpia Doru. Mă gândeam că trăim în niște vremuri în care nu ducem lipsă de informații. Însă, de cele mai multe ori, această informație, la general, este toxică. Deci, doamnele, mă refer la media, strict televiziune, de exemplu, emisiunile la televiziunile noastre, cele de toate zilele, care ne frig zilele, de fapt, ni le fac nu foarte fericite, din punctul meu de vedere. Vedeți, deci, îi spuneam informații toxice. Ce recomandăm? Ce facem? Spre ce le îndreptăm pe doamne? Unde le spunem să uite? Ce să asculte? Să nu se uite, să nu asculte nimic care lor le poate dăuna.
sunt singurele care pot să selecteze din tot ce se întâmplă în jur, din toate emisiunile, dacă se cunosc foarte bine, dacă și-au stabilit sau au îndrăznit să viseze. În primul rând, eu le rog să învețe să viseze, să nu renunțe la visele lor, indiferent de câte probleme sunt în jur. În momentul în care o femeie și cred că și un bărbat, dar acum discutăm de doamne, în momentul în care o femeie și-a stabilit în inima, în sufletul și în mintea ei care este visul, ce și-ar dori să facă, vă asigur că toate celelalte emisiuni nu vor mai avea atât de multă influență. Și este foarte simplu, este normal. Nu știu, mi-am dorit să pornesc o afacere, da? Și atunci dacă îmi calculez sau zi de zi mă gândesc că trebuie sau îmi doresc să fiu acolo sau reușesc să mă și sunt doamne care au o intuiție dezvoltată și reușesc deja să își proiecteze în mintea lor și în visul lor unde le este locul și cum se văd, vă asigur că celelalte lucruri vor deveni inutile, nici nu le mai pot asculta. Totul pleacă de la interior. Totul pleacă dacă reușesc să facă diferența între a visa și a dori. Deci dorința este sau face parte din interiorul nostru, adăugată pasiunea, adăugând pasiunea și ceea ce reușim să ne proiectăm noi cu mințile noastre, schimbă totul în jur. Nu este suficient doar să spunem și nu vreau să supăr sau să dezamăgesc, dar nu este suficient doar să spunem vreau să fiu, să am firma mea. Nu. Dacă acțiunile noastre, dacă tot ceea ce facem și ce depunem agenda zilnică, zi de zi, nu se îndreaptă către acel lucru, nu se va dezvolta niciodată în interiorul lor dorința cu adevărat și până la urmă obținerea acelui rezultat sau îndeplinirea acelui vis. Da. Multă lume rămâne și este păcat că femeile au multă, multă inițiativă. Rămân la nivelul pe care îl spun de fiecare dată. Tu ai avut noroc sau se uită la cineva și spune tu ai fost la momentul potrivit. Nu, doamnelor, nimeni nu a avut noroc. Nimeni nu a fost la momentul potrivit. Diferența este că persoana pe care o vedeți doar a îndrăznit să-și atingă visele, dar a și muncit pentru acest lucru. N-am văzut niciodată o femeie proiectată așa direct din caznică, direct într-un glob. Nu, a muncit zi de zi. Asigur, e vorba de înzestrare, în spate există un istoric. Apropo de dorințe, doamnă, vedeți că dorințele sunt și induse și mă refer iar la televiziuni unde urcă pe scenă, ca să zic, chiar din mediul politic avem experiențe, știm clar, nu e nevoie să dau un nume sau altul, există doamne care o confundă eleganța și bunul simț cu opulența sau invers. Și le-am văzut afișându-și valori absolut amețitoare prin genți, poșete sau pantofi pe care nu știau să-și le poarte. Da? Pentru că un cunoscător vede acest lucru. Însă sunt doamne care pot fi păcălite, ca să zic așa, și pot, mă rog, fi frustrate. Să zic că, uite, aia are, eu nu o să am niciodată așa ceva. O femeie care reușește, revin, să se cunoască pe ea, să-și înțeleagă valoarea, niciodată, credeți-mă, nu va acorda atenția pe care dumneavoastră o spuneți de a ajunge chiar și la frustrare când vede o altă doamnă la un alt nivel. Femeia care, și în general îndrăznesc să spun asta pentru femeile care și-au uitat, cum spun eu, și-au uitat valoarea. Ele însele, ca și persoane, sunt o valoare. Dau naștere unui copil sau mai mulți. Educ acești copii. Stau atunci la capătul lor, de la copil, soț, bunic, părinte, când sunt bolnavi. Toate aceste lucruri sunt valorile lor. O geantă de un anumit preț sau nu le asigură valoarea lor. Valoarea lor constă în ele.
Și acum că m-ați întrebat, mi-aduc aminte de tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte. Poate că am avut șansa unei educații simple. Eu sunt un copil crescut la țară, într-o familie simplă. Și poate am avut șansa ca tatăl meu să ascult ce îmi spunea. El tot timpul îmi spunea că valoarea nu sunt eu, decât eu. Neavând posibilități financiare, el spunea, eu nu am avere să-ți dau, nu am bani să-ți construiesc casă. Să ajungi un om de cuvânt, cuvântul nu ți-l poate lua nimeni și integritatea și ceea ce ești, indiferent ce se întâmplă cu tine, aceste lucruri nu ți le poate lua nimeni. Așa mi-am educat copiii, așa am văzut tinerile de astăzi, pentru că valoarea nu stă nici în ce mașină conduci, nici în ce geantă porți, nici în ce casă ai. Valoarea stă în tine, în ceea ce știi să arăți în exterior. Valoarea stă în ajutorul pe care îl dai oamenilor din jurul tău, în atenția pe care o acorzi celui care este la nevoie uneori. Aceste lucruri înseamnă valoarea adevărată a unui om, nu restul. Restul sunt doar valori materiale. Și atât. Da, probabil că atunci când, nu că probabil, ci cu siguranță, când acorzi respect, primești înapoi respect. Cu siguranță. Cu siguranță. Da. Doar că noi ne grăbim un pic. Vorbeam de faptul că sunt, din păcate, femei care nu mai au curajul să devină mămici. Dar ce ne facem? Că sunt foarte multe tinere care au rezerve față de o familie și familia a ajuns nu că pe cale de dispariție, dar oricum nu mai are rolul în societate pe care știm cu toții cei care am trecut până în înțelepciune că este absolut fundamentală familia pentru o existență serioasă. Este trist ce se întâmplă și valorile noastre toate au decăzut în ultima perioadă și una din ele este familia, care de altfel este stâlpul societății. Întotdeauna când merg undeva, încerc să spun din experiența mea și din ceea ce trăiesc și întotdeauna mi-am permis uneori să fac afirmații doar cele pe care le fac copiilor mei. Și fetița mea s-a căsătorit și îi spuneam și le spun și tinerilor doamne că au nevoie, lucruri pe care le întâmpinam și noi, doar că noi am avut o vârstă mult mai mică, mult mai mică biologic când ne-am căsătorit și atunci la noi se spunea, durează o perioadă și te înveți unul cu altul, îți lași din orgolii unii și alții, te modelezi unul după celălalt. Fetiței mele îi spuneam că are nevoie de cel puțin un an până rotița ea cu rotița el se îmbină și formează un, ca și un rulment care se învârte. Nu mai au curajul. Au confundat un pic personalitatea lor individuală cu ceea ce înseamnă personalitatea unei familii. Nu mai înțeleg că fiecare membru al familiei răspunde, practic, moral, etic și de celălalt. Așa cum spunem noi care am trăit, ești la braț cu soțul tău și ești mândră. Nu mai. Își găsesc activității independente. Nu este normal. Indiferent de ce se întâmplă în jurul nostru, o familie rezistă peste ani presiunilor și greutăților, pentru că, să fim serioși, aceste lucruri se vor întâmpla. Asta este viața. Dar rezistă tocmai că acești primii ani nu te dezlipești de lângă celălalt. În acești primii ani încerci să-ți construiești noi. Familia înseamnă noi, nu mai înseamnă nici eu și nici tu. Înseamnă noi. În momentul în care se va face trecerea de la eu la noi, acest lucru se și observă, se creează sudura necesară rezistenței în timp. Asta le sfătuiesc eu pe tinerele domnișoare, care spun, da, eu ies, m-am căsătorit, dar ies cu fetele. Ok, fiecare lucru are rostul lui, sunt de acord. Și noi la vârsta asta mai ieșim ca fetele, dar trebuie să țineți cont că voi sunteți la început de căsnicie și că acest lucru, picătură cu picătură, se sudează acum. În ultima vreme m-am uitat pe statistici,
cele mai multe căsnicii nu durează mai mult de un an. Nu este în regulă. Și dacă și domnii, dacă și domnișoarele ar înțelege că trebuie să treacă de la mine, la tine, la noi, lucrurile s-ar întâmpla natural. Ar fi chiar ei ca și familie uimite și uimiți de ceea ce gândeau poate cu 6 luni înainte. Da. Nu mai au răbdarea necesară. Nu mai au răbdarea necesară să se cunoască după ce apare cununia și tot consideră că de fapt atunci sunt o familie. Aici este problema. Aș completa urmărindu-vă, mi-a venit în minte, practic tot ce spuneți este foarte adevărat, sunteți pe mentalul meu, deci așa văd și eu totul. Așa stau lucrurile din nefericire. Înainte era o medie de 3 ani, se întâmpla 3 ani să despartă cuplurile. Acum deja dacă un an și e suficient cât să gata, să zicem, nu mai merge. Nu mai au răbdare. Bun. Cred că a dispărut, la asta mă refeream când ziceam de o completare, un soi de instinct de conservare, adică nu mai realizează că, apropo, dar eu vreau să ies cu fetele, sau el, dar eu vreau să rămân cu băieții. De acord. Ei nu realizează că, exact ce ați precizat foarte bine, de acum suntem noi. Noi. Asta nu înseamnă că suntem sclav reciproc, unul altuia, sigur, există grade de libertate care trebuie evaluate, cântărite și asumate ca atare, dar suntem noi. Tinerele domnișoare sunt într-o confuzie privind din acest aspect. Da. O să luăm pauza de publicitate ca să putem să reluăm pe îndelete subiectul ăsta după pauză. Deci publicitate. Revenim în partea a doua, iată, acestei ediții de martie, început de martie, la Vama Vremii, cu distinsa doamnă Olimpia Doru. Olimpia Doru, doamnă, discutam despre tinere, viitoare, soții, viitoare mămici, care și-au pierdut curajul, în primul rând, de a-și întemeia o familie și apoi, după ce reușesc să facă pasul, din nefericire, statistic, spuneam că, iată, constatăm că multe cupluri nu rezistă nici măcar un an și, iată, ca dovadă că nu sunt pregătiți pentru familie. Cred că nu mai au răbdarea necesară, un timp pe care să îl dedice special cunoașterii celuilalt. Cred că asta le lipsește. Ritmurile acestea în care noi, sau ritmul alert în care societatea și tot ce se întâmplă în jurul nostru, informațiile, așa cum ați spus mai devreme, le face să se gândească, și am întâlnit de multe ori, să-și pună întrebarea, oare merită? Eu spun că orice care noi considerăm sau noi iubim, orice iubim, orice ne dorim, orice merită, să facem orice sacrificiul. Referitor la ce spuneați noastră de femeile de care îndrăznesc să vină, îndrăznesc să aibă succes, vreau să fac o remarcă. Îndrăznesc uneori, având o singură motivație, nevoia. Foarte multe femei, pentru că își doresc mai mult pentru ele și pentru familia lor, nevoia asta de a-și demonstra și ele valoarea, ajung, chiar dacă la început nu se gândesc, la un nivel în care la un moment dat și ele pot să întrebe, vai, am făcut eu aceste lucruri, nu pot să cred. Am fost eu în stare de așa ceva, nu pot să cred. Introspecția individuală este cheia. Acolo ne vom găsi și femei, și tinere, și mame, și bunici, și pentru colegii bărbați, acolo ne vom găsi soluția la toate problemele noastre. Da, revenind la informația toxică, da? Am invocat din nefericire, ne confruntăm cu aceste informații, le spun toxice de 1000 de ori, care fac foarte, foarte mult rău. Și potrivit acestor informații transmise prin
prin televiziune mai ales, da, anumite posturi, nu toate, dar destule, ajungem să credem că trăim într-un infern, că totul este numai iad pe pământ, ori lucrurile nu stau chiar așa. În sensul acesta, noi putem interveni pe nișa noastră, puținii care au șansa să ne urmărească, să afle de la o doamnă ca dumneavoastră și o informație corectă. Adică lucrurile nu sunt nici cum atât de negre uneori pe cât sunt prezentate. Există într-adevăr șomaj, există într-adevăr sărăcie, există într-adevăr frustrări, da, dar există și motive enorme de a ne bucura. Avem soare încă pe cer, nu putem respira. Astăzi chiar a fost o zi splendidă. Chiar a fost o zi splendidă. Mai ales cei tineri, dar nu numai tineri, fiecare vârstă are bucuria ei, nu? Vă las pe dumneavoastră să continuați, să mă completați. Sunteți vicepreședinte al unei asociații de oameni de afaceri, asociația oamenilor de afaceri, da? Iată, pe lângă faptul că aveți o afacere proprie dezvoltată, ați avut și curajul să accedeți într-o funcție de conducere a unei asociații de oameni de afaceri. Putem afla de la dumneavoastră niște informații corecte, luminoase, care să ne dea curaj. Mă refer în primul rând la doamnele care ne urmăresc. Doamnele, în primul rând, trebuie să știe că ele au o valoare. În a doua parte, trebuie să fie pregătite să înfrunte ceea ce vine din mediul exterior. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu am fost de la început, doamnele din business sau din oricare alt mediu, de la început așa în frunte. Trebuie să aibă curajul să-și susțină punctul de vedere având argumente. Trebuie să demonstreze că sunt profesioniste și atunci când au un cuvânt de spus, să aibă în spate argumentația obiectivă, dar femeile sunt obiective, sunt pragmatice și mai ales sunt realiste. Deci nu-mi fac probleme din punctul ăsta de vedere. Trebuie să îndrăznească, este tot ceea ce le sfătuiesc pe doamne, să-și lase deoparte orice consideră dânsele că le este negativ în jur și să îndrăznească. Nici eu personal nu am fost de la început în vârf. Etapă cu etapă, cărămidă cu cărămidă, cum spun eu. La început am fost doar membru, apoi mi-am dorit să acced la una din funcții. Am candidat, este al doilea mandat. Mulțumesc încă o dată colegilor din toată organizația pentru susținere. Însă trebuie să remarcăm un lucru cu care ne confruntăm. Dacă vom rămâne doar pe margine așa și să ne văităm, nu vom obține nimic, nici pentru noi, nici pentru cei din jurul nostru. Acest mod de a îndrăzni și de a argumenta, care uneori este gândit și am întâlnit, trebuie să recunosc, se spune că ai tupeu. Nu, nu ai tupeu. Atunci când îndrăznești să susții opiniile și punctul tău de vedere, înseamnă că ai o structură și un caracter, înseamnă că ai o anumită integritate. Și dacă vii și cu argumentația potrivită, cu siguranță colegii din jur, bărbați sau femei, vor asculta ceea ce ai de spus. Însă trebuie să fie pregătite și nu vreau să sperii doamnele, domnișoarele sau ce se întâmplă în jur. Trebuie să fiți pregătite să plătiți prețul unei asemenea îndrăzneli, ca să spun așa, da? Pentru că în momentul în care te implici în comunitate, în asociația oamenilor de afaceri și în alte evenimente din jurul tău, este clar că nu iei decât din timpul pe care ți-l dedici ție sau familiei tale. Și atunci trebuie să știi dacă ești dispusă să plătești acest preț, pentru că nu este ușor. Nu este ușor să pleci la o întâlnire și copilul tău să te tragă de rochie sau de fustă și să spună vreau să stai cu mine. Nu este ușor și o mamă știe ce spun. Nu este ușor să faci o alegere într-o sâmbătă când ai un eveniment sau când ai o întâlnire și poți să stai acasă cu familia ta, să gătești, nu știu, să le faci dulciuri. Deci nu este ușor pentru oricare dintre noi, pentru mine și femeile din jur, să facă o asemenea alegere. Este un preț uneori pe care nu-l conștientizăm la început, dar este un preț pe care îl plătim.
Doamnă, în vremurile astea pe care le blamăm în general mai toți, da, în mod eronat, zic eu, pentru că la urma urmei este un fapt împlinit, trebuie să ne gândim ce avem de făcut să ieșim din mlaștina în care am intrat. Nu doar să ne văicărim, că nu rezolvă nimic. Bun, în vremurile astea, suferim, printre altele, de lipsă de posibilități de socializare. E valabil pentru doamne. Apropo de viitoarele doamne, știți, mă gândeam odată, măi, cum să-și cunoască un partener? Că unele suferă, dar nu m-am măritat, nu m-a cunoscut cine trebuie. Pe unde să cunoască? Unde să... Nu se mai face o excursie organizată, team building-urile acelea funcționează numai multinaționale și numai la anumite niveluri. Este o problemă socializarea. Ca asociație de oameni de afaceri, poate că n-ar fi rost să vă gândiți la un proiect vis-a-vis de creat evenimente de socializare, nu numai pentru oameni de afaceri, ci pentru toată lumea. La urma urmei, e vorba de forța de muncă în Asociația Oamenilor de Afaceri, și spun acest lucru acum pentru toată comunitatea din Mioveni și nu numai. Din județ, acest... Din județ, da. Județ. Asta vreau să vă spun. Proiectele pe care asociația dezvoltă acum și lucrează într-un ritm extrem de dificil, cu 4, 5, 6, 7 proiecte în derulare. Echipa este foarte tânără. Pornind de la această idee, dar nu, într-adevăr, nu este legată strict de socializare, este legată mai degrabă de dezvoltare profesională, de a învăța o altă meserie. Dar același lucru spun și atunci. Toate aceste informații care vin, pentru că sunt destule, să știți, și despre ce cursuri se fac, și despre seminariile care se întâmplă... Iertați-mă, stați puțin, socializarea nu înseamnă distracție neapărat. Nu, asta vreau să vă spun. Foarte corect. Există surse de informare, există Facebook, există evenimente la care sunt invitate. Le invit cu mare drag să participe. Pentru că trebuie să vă debarasați și noi, și doamnele mai tinere, de a gândi ce câștig de acolo. Faptul că la un asemenea eveniment ai șansa să cunoști o doamnă sau un domn sau poți să asculți o idee sau cineva poate să-ți dea un sfat, acela este beneficiul. Din păcate, în ultima vreme, noi nu ne raportăm decât când gândim un beneficiu, nu gândim decât strict financiar. Nu este adevărat. Un beneficiu înseamnă o întâlnire în care ai adresat o întrebare și o doamnă de la evenimentul respectiv poate să-ți răspundă. Acela este un beneficiu. Dacă vom depăși un pic zona noastră de confort, cum spun eu și nu numai eu, este un termen bine cunoscut în leadership, dacă vom depăși zona noastră de confort și vom îndrăzni să facem un pas în exterior, ați fi surprinse, doamnelor, câte lucruri frumoase se întâmplă în jur. Doar să ieșim din cercul ăla al nostru în care de cele mai multe ori, uneori, facem greșit, zic eu, alegerea să rămânem acolo. Nu putem să... Nu este mult să îndrăznim. Nu este mult să spun, dom'le, dar astăzi vreau să fac altceva. Pornind de la această mică idee. Astăzi vreau să fac altceva. Nu mai vreau să stau doar acasă. Sunt întâlniri la bibliotecă, sunt la Muzeul Județean, sunt cursuri sau mai degrabă seminarii pe dezvoltare personală. Sunt atât de multe, apropo de sursele de informație, care ne pot fi benefice dacă vom învăța ce să luăm de la acele momente, vom fi mult mai fericite și mult mai câștigate. Nu trebuie să mai gândim doar strict, nu-mi pierd timpul. Aud, nu merg la un curs de dezvoltare care chiar este gratuit pentru că îmi pierd timpul. Nu vă pierdeți timpul. Adăugați valoare de la acel moment vouă. Vă construiți cumva etapă cu etapă, sufletul și chiar ceea ce credeți că mai târziu veți deveni. Orice moment, să ne bucurăm, am ieșit din casă, să ne uităm la soare și să-i mulțumim lui Dumnezeu că astăzi suntem fericiți, că suntem sănătoși, că putem să privim, că putem să auzim, că putem să vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Este o binecuvântare. Este o binecuvântare reală. Da, cât de simplu este, cât de adevărat este tot ce spuneți dumneavoastră simple, și totuși sunt parcă vedeți ne că... stau la îndemână, le avem la îndemână. Nu ne oprește nimeni atunci când am ieșit din scara blocului, deși mergem la servici, să privim în sus și să zâmbim. Nu ne oprește nimeni să facem lucrul ăsta. Eu aș putea să fac o comparație acum, îmi vine în minte, știți, că căinăm pe săracele arăbaice care lumea islamului încă umblă cu voalul acela
pe cap, pe tot corpul și rămân doar ochii deschiși. Metaforic vorbind, în România există foarte multe femei care nu au voal decât pe ochi, exact din unde păcate, trebuie. Din păcate. Femeile adică au... nu mai văd dincolo de întunericul cu nu care au făcut s-au o alegere. Să fie. Nu, eu cred că au făcut o alegere. Dacă se hotărâ să-și schimbe alegerea, le invit cu mare drag să beneficieze de o zi în care nu mai trebuie să spună astăzi sunt tristă. Nu știu. Să nu credeți, doamnelor, că și spun asta și vă rog chiar să-mi permite să nu credeți că eu, colege de-ale mele sau cine sunt în... pe cine vreți să alegeți noastră din ce se întâmplă în jurul nostru, indiferent de domeniu, ni s-a oferit totul pe tavă sau am primit totul gratuit. Nu, pentru fiecare lucru, să știți, am luptat din răsputeri. Ne-am sacrificat, dar am făcut o alegere. Ne dorim pentru noi și pentru cei din jurul nostru și pentru familia noastră să schimbăm ceva? Ok, ce trebuie să facem? Asta. Dar ne bucurăm în fiecare zi. Postez de multe ori și lucruri simple. Eu am trăit simplu. Cei 7 ani de acasă sunt de mare, de mare valoare. Cei 7 ani de acasă în care ești educat simplu, cu lucruri simple, să nu minți, să nu furi, să fii un om respectos, te ajută mai târziu, indiferent de vârstă și unde ajungi ca și vremuri, ca și poziție, te ajută și dacă îți pierzi sufletul, la un moment dat să te regăsești. Este o busolă, dacă vreți. Nu este nimic dificil să ne învățăm copiii și să ne aducem aminte până la urmă și noi, că suntem oameni, înainte de toate, suntem oameni, suntem femei și construim fericirea din jurul nostru. Da, și o femeie care asimilează pozitiv atunci când este în casă lângă soțul ei, poate genera energii mobilizatoare, extreme, care pot aduce numai și numai bucurie în casă. Este o femeie, reprezintă lumina casei ei. O femeie, eu cred în acest lucru și eu am fost uneori supărată, am testat aceste lucruri, de asta mi-am și permis să spun. În momentul în care am intrat veselă pe ușă, indiferent că tocmai terminasem o convorbire care nu, poate nu primisem o veste foarte plăcută, imediat toți din casă, copiii mei și soțul meu au observat. Și deși spui, bine, uite, mi s-a întâmplat, nu zici, da, dar erai... Lumea mă întreabă de foarte multe ori acum, ca opinie personală, de unde am atâta energie. Energia ți-o iei din tine, ți-o iei de la Dumnezeu, ți-o iei din credință, energia ți-o iei din lucrurile pe care le faci zi de zi, care nu sunt simple, dar nici nu sunt imposibile. Sunt la îndemâna oricăreia din noi. Puterea de a ierta, iertați-mă, deci e foarte important să precizăm că ăsta este încă un mare secret, firea să fie după 2000 de ani, încă n-am învățat că a ierta este, de fapt, iată, o cheie de bază a bucuriei, a fericirii. Pentru că altfel rămâi încrincenat mereu. Rămâi încrincenat, dar nu vei depăși tensionat niciodată dacă rămâi în trecut și nu ierți și dacă nu te împeci cu trecutul, cum spun eu, niciodată nu vei putea să privești în viitor. Nimic din ce se întâmplă în jur, frumos și luminos, nici măcar nu veți putea să observați. Să iertăm este mai mult decât important pentru sufletul nostru, mai ales pentru noi ca și mame. Dacă femeile ajung și le doresc din tot sufletul să ajungă să ierte, să știți că acest lucru se simte imediat. Și să poată iubi, pentru că de iubit e mai ușor, e mai greu să poți iubi. Suntem născute. Femeile sunt cu o inimă atât de largă, da, și adevărat asta. Este mare lucru. Este o minune de la Dumnezeu. Femeile pot să ierte mult mai ușor. Eu chiar am precizat, o să vedeți aici într-o tabletă în România care contează, nu e prima dată când fac această precizare, dar ori de câte ori am ocazia, amintesc că potrivit unei păreri, care probabil nu sunt singurul care gândesc așa, cu siguranță, de fapt, mai întâi a fost făcut omul, da? Iar Dumnezeu și-a dat seama că e nevoie de încă cineva, a făcut femeia. Și întotdeauna, dumneavoastră știți că om de afaceri, aveți producție. Când faci un lucru a doua oară, îl faci întotdeauna mai bine, pe baza experienței primului lucru făcut. Și de aici, pe teoria asta, eu spun că femeia
E mai bine făcută decât omul, până la urmă, decât bărbatul. Cred că... Iată o explicație, deci o demonstrație. Nu știu dacă este mai bine făcută. Nu trebuie să intrăm în această polemică. Bărbații gândesc mai mult serioși. Lăsați așa ca să rămână... Și femeile sunt cele care pot să schimbe lucrurile. Complimentate și încurajate pe final, că sunt la final. La mulți ani, doamnelor, domnișoarelor, și îndrăzniți să vă îndepliniți orice vis. Puteți, vă găsiți puterea și veți avea rezultate cu siguranță. La mulți ani încă o dată. Da, doamna Olimpia Doru, o doamnă de succes... O care doamnă normală. E normală. Doamnă normală. Foarte normal, într-adevăr. Normală. Vă mulțumim pe data viitoare la Vama Vremii. Mulțumesc și eu. Da.